Ion Dumitru, ex-antrenor al JIU-ului Petroșani, între 1995 și 1996 trece prin momente dificile. Fostul mare internațional în vârstă de 66 de ani, care a jucat de 57 de ori în echipa națională, inclusiv la campionatul mondial din Mexic 1970, pentru care a înscris 12 goluri, fiind și capitan în mai multe rânduri, a fost depistat anul trecut cu cancer la prostată. Liță, cum era alintat de fani, s-a operat în Germania și nu mai are probleme de sănătate, dar are de înapoiat 17.000 de euro, atât cât este costul intervenției chirurgicale. 6.000 de euro din această sumă au fost achitați de Florin Gardoș, jucător descoperit de Liță Dumitru, de Gigi Becali, finanțatorul Stelei, și de Mircea Minea, primarul din Chiajna. Dacă nu adună diferența de bani, Ion Dumitru va fi nevoit să-și vândă casa. Pentru a-l ajuta pe fostul internațional, Florin Gardoș a lansat o campanie prin care invită pe toți fanii lui Ion Dumitru să doneze sume de bani după cât permite buzunarul fiecăruia. Cei care vor să doneze o pot face în conturile afișate pe ecran. Fostul jucător al Corvinului Hunedoara, Bogdan Apostu, a reușit să facă unele transferuri importante pentru echipă, la care este manager general, FC Clinceni. De la echipa ilfoveană au plecat în această iarnă Gabriel Matei, Nicolae Mușat și Vlad Bujor, toți transferați în Liga 1, iar lui Eduard Nicola și lui Dragoș Huiban li s-au reziliat contractele. În atare condiții, Apostu s-a mișcat repede în ultimul transfer, fiind făcut acela lui Costin Gheorghe, mijlocaș de 27 de ani, venit de la Gazmetan Mediaș. La echipa din Clinceni au mai venit Carlos Chierteș, de 16 ani, împrumut de la ASA Târgu Mureș, Florin Ștefan, de 19 ani, ex-Inter Old Slatina, și brazilianul Gabriel Perucci, Da Costa, 19 ani, ex-Deportivo Prudente. În vreme ce Vasile Olariu, al jucător cu experiență, și-a prelungit contractul cu ilfovenii. Cum de la Călăraș a plecat antrenorul Ionel Ganea, care l-a înlocuit pe ex-jiulistul Gheorghe Mulțescu la FC Voluntari, iar la Rapid sunt entrenele probleme financiare, hunedureanul Bogdan Apostu are șanse ca din vară să fie manager în Liga 1. Portarul Cristian Bălgrădean, lansat în fotbalul mare la Minerul Lupeni, nu trece printr-o perioadă fericită. Capitanul din tur al celor de la CSU Craiova ar dori să-și rezilieze contractul cu echipa din Bănie, dar doar dacă îi sunt achitate restanțele salariale pe ultimele două luni ale anului. Clubul oltean l-a anunțat pe jucătorul de 27 de ani că renunță la serviciile sale din cauza salariului mare al acestuia, care este de 8.000 de euro pe lună. Tot din cauza salariului, portarul a fost pus pe liber și de către Dinamo. Bălgrădean s-a aflat în discuții cu cei de la Petrolul, dar nu s-au concretizat și nu a fost luat în cantonamentul din străinătate al Craiovei, în aceeași situație fiind și alți doi jucători valoroși ai oltenilor, Ferfelea și Curelia. Bauab, al patrulea fotbalist cu salariu mare din Bănie, transferându-se la Steaua. Bălgrădean nu a fost luat nici în cantonamentul selecționatei divizionare din Turcia. Portarul lansat la Lupeni are o selecție în echipa națională României, iar în preliminariile pentru Euro 2016, competiția la care va participa și echipa reprezentativă a țării noastre, a fost rezervă în câteva meciuri. În atare condiții, Bălgrădean, care era a patra opțiune a selecționerului Anghel Iordănescu după Tătărușanu, Pantilimon și Lung, are șanse minime de a prinde lotul pentru turneul final din vară.